Locuitorii comunei Plopiș vor avea parte de un spectacol folcloric de excepție duminică 24 ianuarie. Ansamblul Meseșul va susține un spectacol cu cântece și dansuri populare din Sălaș și din Transilvania. Cu ocazia zilei de 24 ianuarie, ziua Unirii Principatelor Române, Primăria Comunei Plopiș și Centrul de Cultură și Art al județului Sălaj organizează duminică de la ora 12 la Căminul Cultural din Plopiș o manifestare dedicată evenimentului, în cadrul căreia ansamblul folcloric Meseșul al Centrului de Cultură și Art al județului Sălaj va susține un spectacol cu cântece și dansuri populare din Sălaj și din Transilvania. La final va fi tradiționala horă a Unirii. Ziua de 24 ianuarie a rămas în istoria românilor ca data la care s-a înfăptuit Unirea Principatelor Române în anul 1859, la foarte scurt timp după numirea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei și al țării românești. După mai mulți ani în care pașii spre îndeplinirea acestei dorințe au fost mărunțiți de atitudinea marilor puteri ale Europei, aceasta a devenit realitate într-un context favorabil care i-a dus pe parcurs la transformarea României de atunci într-un stat modern, aducând pentru prima dată câteva elemente occidentale în viața românilor.